Sătmărenii sunt invitați pe 22 mai la ora 19:30 la un concert susținut de băieții de la Cargo. Formația susține acțiunile de colectare, tratare și reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Spectacolul este organizat de ONG-ul RORECH, o asociație formată de 11 dintre cei mai cunoscuți fabricanți europeni de aparatură electrocasnică de la noi din țară. RORECH organizează periodic campanii de colectare a deșeurilor electronice, încercând să conștientizeze populația despre importanța colectării selective. Turneul trupei are loc în cadrul proiectului intitulat Recycling Rocks.